Ok, continuăm cu ediția 116, wow, felicitări. Continuăm cu ediția 116 Lumea SEO pe PC. Înainte de a vă prezenta următorul speaker, vreau să vă reamintesc, apropo de întrebarea de mai devreme, că există pe Facebook un grup, Lumea SEO pe PC, este o comunitate de specialiști și, în general, oameni interesați de marketing, de SEO și de PPC mai ales. Puteți pune acolo tot felul de întrebări sau să faceți sharing de resurse. Dacă aveți nevoie de vreo resursă anume, puteți să ne cereți și o să vă răspundem sau cineva care știe vă va răspunde. În al doilea rând vreau să vă reamintesc de cele 4 vinuri de la vinescu.ro care așteaptă să fie primite de cineva, 4 norocoși de aici din public, dacă puneți întrebări pentru speaker. Iar acum continuăm cu Diana Bancu, Performance Media Specialist la Altex România. Diana are experiență de 10 ani în online marketing și este în prezent Performance Media Specialist la Altex. Bazele formării sale au fost puse în Franța, în primii ani gestionând un număr important de clienți de pe piața franceză. În ultimii ani și-a focusat atenția pe piața autohtonă, lucrând pentru clienții din România din diverse domenii de activitate. Diana. Mulțumesc! Mulțumesc pentru oameni care microfon, că nu s-o pot să vorbesc foarte tare. Prezentarea mea de astăzi va fi despre Dynamic Search Ads. Aș vrea să încep prin a vă întreba dacă sunteți familiarizați cu acest tip de campanie. Dacă face sau ați făcut sau ați testat sau... Nu? Nimeni? Așa. Așa că să fie bine, o să fie chestii noi pentru cei care nu au făcut și poate și pentru cei care au făcut deja. Prezentarea mea avea o structură. M-am gândit pe drum venind în coace că ar fi bine să știu câți din sală sunt familiarizați cu acest tip de campanii și după, Ionuț, cantar din, ridic mâna, așa, și să încep cu un slide care, de fapt, nu era primul slide, în care, de fapt, o să încep cu primul, da. Cu o explicație simplă, ce înseamnă campaniile de DSP, de fapt ce înseamnă DSP, înseamnă anunțul dinamic afișat în rețeaua de căutare Google. Efectiv, campaniile de DSP sunt niște campanii standard de search, dar care au anumite elemente specifice. Și acum o să sar un pic de slide-urile astea, de ce, pentru cine, și o să ajung la cum funcționează ca să înțelegeți un pic despre ce e vorba și după să vorbim de ce, pentru cine, cum se setează, care sunt funcționalitățile specifice și câteva tips and tricks la sfârșit. Exact cum spuneam, campaniile de DSA sunt campanii de search standard cu câteva elemente specifice. În primul rând, targetarea se realizează nu la nivel de cuvinte cheie, ci se realizează la nivel de conținut de site. Și anume, în momentul în care în campaniile de search standard se realizează o căutare, trebuie să existe o corespondență în grupurile de anunțuri din campanie pentru cuvântul cheie respectiv, ca anunțul să se afișeze. Pentru campanie de Dynamic Search Ads, sistemul identifică paginile indexate de Google și care sunt salvate în indexul Google și în funcție de căutarea respectivă, găsește o pagină, dacă o găsește, evident, relevantă pentru user și servește această pagină un anunț standard normal, cu niște elemente specifice, dar bazat pe conținutul site-ului, nu pe cuvintele cheie care sunt în contul de AdWords. Clar sau nu prea? Da. Am înțeles. Ok, deci să o luăm cu început. Se realizează o căutare în Google, da? Se verifică în campaniile existente dacă există o corespondență la nivel de cuvinte cheie cu potrivire exactă. Pentru că
sistemul, dacă va identifica campanie, că în momentul în care există în contul vostru o campanie pe care le monitorizează la nivel de cuvinte cheie și în campaniile respective sunt cuvinte cheie în potrivire exactă, atunci sistemul va ști că vreți să prioritizați acele campanii și o să afișeze anunțurile pe care le-ați ales voi pentru acele cuvinte cheie. În cazul în care nu se identifică campanii cu cuvinte cheie în potrivire exactă, atunci sistemul analizează paginile aflate în indexul Google, paginile site-ului vostru indexate din căutările organice și identifică pagini relevante pentru căutarea pe care userul a făcut. Apoi, în funcție de setări specifice de bid și de setări specifice de campanie, anunțul poate intra în licitație pentru a se afișa userului. E mai clar? Păi cu ce anunț dacă nu există campanie? Deci, dacă există campanie, nu se afișează campanie. Dacă nu există campanie, nu se afișează... Nu. Deci sunt două... Deci, avem două tipuri de campanie distincte. Campania de search normală. O campanie de search, da? Cu grupuri de anunțuri în care ai pus cuvinte cheie. Dacă ai ales pentru campania respectivă cuvinte cheie cu potrivire exacte, exact match-urile, atunci sistemul va prioritiza acele cuvinte cheie și afișarea anunțurilor corespondente acelor cuvinte cheie. Dar, în cazul în care cuvintele cheie din campaniile respective, în cazul în care există și campaniile astea standard în cont, na. Da? În cazul în care există alte tipuri de potrivire, atunci e posibil ca sistemul să afișeze DSA-ul, normal, trebuie să ai în cont două campanii. Campania standard și campania DSA ca să fie în caz normal. Ca dacă e campanie DSA, nu știe sistemul așa, a, clientul ăsta, da, vrea să afișăm pentru asta. Trebuie să ai o campanie DSA ca să afișeze. Da, eu sunt peste urmă. Da, ok. Ok, atunci hai să trecem. Să vedem de ce ar trebui să facem sau care sunt. Ok. Campaniile de Dynamic Search, exact cum spuneam, pot genera un trafic suplimentar pentru că nefiind nevoie să lucrezi liste de cuvinte cheie și să specifice exact sistemului pentru ce cuvinte să afișeze anunțurile, asta înseamnă, bine, cu anumite criterii, că anunțurile respective se pot afișa pentru foarte multe căutări pe care userul le face, mai ales căutări de tip long tail, pe care oricât de bine te-ai cunoaște clientul, oricât de bine te-ai cunoaște produsele, căutările sunt foarte diverse. Din, nici nu știu, cred că câte căutări să fac pe Google, cred că sunt, nu știu, dar cred că sare de 1 miliard, nu știu, cred. La, din căutările astea, 20% sunt în fiecare zi unice. Deci vă dați seama cât de diferit caută utilizatorii și atunci, neputând, omenește vorbind, să atingi un număr atât de mare de căutări pe care să le pui tu după niște liste de cuvinte cheie, campaniile DSA pot face asta pentru noi. Salvează timp, exact cum spuneam, că nu trebuie. Sunt anumite elemente dinamice, ca și automate. Nu crezi liste de cuvinte cheie, deci din start ai salvat destul de mult timp. Și campaniile de search, normal, sunt campaniile de performance. Asta cred că, na, o știu cu toții, că ești mai aproape, într-o campanie de search, ești mult mai aproape de intenția utilizatorului care spune direct în căutarea pe care o face, care este direcția în care vrea să meargă. Pentru cine? Acum, campaniile de DSA, nu știu, eu nu le-aș recomanda pentru orice tip de site. Sunt ideale pentru site-urile cu un conținut variat și un conținut bogat, produse multe, sau servicii, adică nu m-aș recomanda să faci o campanie de DSA pentru un site pe care vinzi sau ai 5 tipuri de servicii pe care poți foarte bine să le acoperi într-o campanie normală, să lucrezi de standard, să lucrezi niște lise de cuvinte, cheie, dar și niște anunțuri. Site-uri optimizate din punct de vedere SEO, pentru că exact cum spuneam, landing page-urile pentru acest tip de campanii se aleg din paginile care sunt indexate de către Google și site-uri bine indexate de Google. Cu cât ai mai multe
pagini din site-ul tău în indexul Google, cu atât ai șanse mai mari să fie afișat și să fie relevant pentru căutările utilizatorilor. Campaniile de DSA sunt, exact cum spuneam, campaniile standard, sunt bazate pe o campanie standard de search cu anumite setări specifice. Setările astea sunt la nivel de tip de campanie, exact cum vedeți, standard, all feature, e undeva specificat și dynamic searches, câteva bite, și în setările avansate trebuie să-ți declar domeniul site-ului. Asta este o parte din setările specifice. Apoi, la nivel de anunțuri text, aici avem două elemente care sunt generate dinamic. Este vorba de landing page, de care este, exact cum spuneam, ales din paginile indexate de Google, și de titlul anunțului. Titlul anunțului este generat dinamic pe baza căutării pe care o face userul și pe baza title-ului din title-urile paginilor indexate de Google. În rest, se comportă ca un net normal, trebuie să faci o linie de descriere și un display URL. Și aici vine partea drăguță, partea de direcționare. Exact cum spuneam, direcționarea nu se face la nivel de cuvinte cheie, se face la nivel de pagini, dar și aici îi poți arăta sistemului direcțiile în care să o ia. Dacă targetezi toate paginile site-ului, atunci nu există nicio limită și în momentul în care sistemul identifică un landing relevant pentru căutarea pe care utilizatorul o face, atunci anunțul se va afișa. Însă putem să limităm afișarea pe anumite categorii. Categorii care se stabilesc în funcție de temele conținutului site-ului. Adică, pe baza paginilor indexate, tematicii paginilor indexate, sistemul identifică 20 de categorii pe care poți alege să le targetezi. Adică, dacă eu vreau să mi se afișeze anunțuri doar pentru cei care au căutări pe tematica telefoane și această categorie este prezentă în categoriile identificate de sistem, pot să fac acest lucru selectând targetarea la nivel de categorie. Păi trebuie să și respir. Apoi, la nivel de URL, la fel, aici putem să limităm targetarea la nivel de anumite pagini, adică dacă în structura URL-ului meu am www.site.ro/telefoane-mobile, eu pot să declar sistemului să-mi afișeze, să-mi ia în calcul doar landing-urile care au un URL telefoane-mobile. Deci cumva limitez și din punctul ăsta de vedere sistemul a afișa doar landing-uri, mă rog, anunțuri cu landing-uri din categoria pe care vreau să o promovez. Page title, la fel, este title-ul din title-ul paginilor din codul sursă, din codul sursă al site-ului. La fel, dacă am, nu știu, page title-uri iPhone 5, iPhone 6, telefon de ultimă generație, pot să spun page title-ul să conțină iPhone și atunci sistemul va ști să-mi ia în calcul doar paginile care au ca și title, în componenta title-ului iPhone. Page content-ul este pagina, este la nivel de conținut de pagină, la fel pot să limitez și să afișez doar paginile care au un conținut anumite cuvinte sau cuvinte cheie, de fapt. Că la nivelul ăsta se face targetarea. Și acum, asta e partea cea mai interesantă de tips and tricks. Chiar dacă sunt campanii cu o componentă de automatizare,
Adică, de exact cum ți-am trebuit să lucrezi visele cuvinte cheie, îți generează un titlu și un landing dinamic, te scutește tipul ăsta de campanie de ceva în muncă. Pe de altă parte, trebuie să nu lași sistemul chiar așa să-și facă de cap. Eu când am început să lucrez cu, când am făcut prima mea campanie de DST, eram disperată. Nu știu voi, dacă eu am așa, și în viața de zi cu zi chestia asta, să controlez lucrurile, dar și managerizarea conturilor, vreau să știu ce se întâmplă, adică să fiu sigură că dacă există cuvântul ăla, pentru cuvântul ăla o să afișeze, nu să-și facă sistemul de cap să-mi afișeze mie lucruri pe care poate la un moment, momentul X, ele consideră relevante, dar poate nu sunt chiar atât de relevante pentru mine. Și de asta spun, campaniile astea de DSA sunt undeva cu duși în tot, adică nu poți să le setești, să le lași acolo, să ieși gata, e ceva automat, nu mai fac nicio grijă, să ai prin vestat, eu am setat campania asta și gata, asta termină, adică nu își face sistemul treaba acolo, ne afișează lucruri relevante pentru căutările utilizatorului, nu mai am nimic de făcut. O parte pe care trebuie să îi acordăm o foarte mare atenție, este partea de exclusions și partea de cuvinte cheie negative. Exact cum spuneam, există niște limitări pe care le setăm noi de la început, dar care vor ajuta sistemul într-o mare măsură, dar nu vor împiedica să afișeze, spre exemplu, pentru produse cu stoc insuficient, paginile care au astfel de produse, pentru că el nu va ști că acea pagină nu va ști să o interpreteze ca o pagină care nu este relevantă pentru user. Da. Și atunci trebuie să lucrăm foarte mult pe partea de excluderi, atât la nivel, dar toate nivelurile de targetare. Pentru că, exact cum ziceam, sunt la nivel de conținut, cu stoc indisponibil, pagină cu un produs care momentan nu mai este pe stoc și pe care sistemul, dacă noi nu îi vom spune să excludem paginile în al căror conținut există stoc epuizat, există menționat stoc epuizat, nu va ști și atunci va afișa și paginile acestea pe care el le va considera relevante, că până la urmă există o pagină indexată, să spunem în Google, omul caută, utilizatorul caută telefon, nu știu, iPhone 5 și atunci sistemul nu știe să interpreteze conținutul stoc indisponibil ca nefiind benefic pentru utilizator și atunci îi servește un anunț. Aplicați best practices valabile și pentru campaniile standard de search. Asta este un text, un text cât mai relevant, setări specifice. Tot ce faceți în campaniile standard de search puteți să faceți și în campaniile de DSA. Generați rapoarte pentru termenii de căutare. La fel, cred că campaniile de DSA sunt un bun instrument pentru a găsi cuvinte cheie pe care să le transferați apoi în campaniile standard de search pe care puteți să le controlați mult mai simplu și mai ușor. În care voi decideți ce cuvinte cheie sunt, ce anunțuri, ce landing-uri se afișează pentru utilizator. Și vă pot da insight-uri despre cum caută utilizatorii voștri. Exact cum spuneam, dacă nu sunt setări de excluderi, puteți ajunge la niște cuvinte long tail la care poate nu v-ați gândit vreodată. Eu am fost foarte surprinsă de modul în care caută utilizatorii pe anumite categorii de produse, văzând rapoartele astea de search de pe DSA. Cuvinte cheie negative, la fel, e ca în campaniile standard care nu folosesc exact match-ul care limitează afișările la cuvintele cheie respective. Trebuie să lucrați foarte mult și pe foarte mult, să lucrați și pe partea asta de adăugare de cuvinte cheie negative,
să folosiți operatorii pe care poate îi folosiți și în SEO, ca să vă dați seama cam cum vede sistemul paginile voastre și să ghiciți cumva care sunt landing page-urile care ar putea genera afișarea anunțurilor pentru căutările pe care le fac utilizatorii. Și, nu în ultimul rând, să închideți bucla, practic, remarketând utilizatorii care vin pe site din campaniile acestea de search, care, exact cum spuneam, generează un trafic mare. Cam asta este. Nu știu cât a fost de interesant pentru voi. Vă recomand să, dacă aveți un site care să vă permită să testați campaniile de Daniel Searched, să testați tipul ăsta de campanie. Eu, exact cum spuneam, la început am fost foarte circumspectă. A trebuit să duc multă muncă de convingere cu mine, să ducă și alții și să văd, de fapt, plusul pe aceste campanii. Dar în momentul în care vezi plusul, mai reușești să mai convingi și anumite, nu știu, să activezi un conversion optimizer sau să adaugi niște liste de marketing pe campaniile astea de DSA, să faci din ele un fel de campanie de remarketing pe search, să-ți dai seama cam ce caută utilizatorii tăi care sunt deja vizitatori ai site-ului, ajungi, eu cel puțin am ajuns să îmi doresc să știu cât mai multe despre campaniile astea, să testez cât mai multe și, nu știu, să ajung la performanțe cât mai mari. Acum, dacă aveți întrebări, sigur, au. Sigur. Putem încerca cu microfonul. Luăm de aici. Search Terms Report. În DSA ai spus, dar în campanii standard există chestia asta? Da, da. Există în campanii standard. Sunt campanii. Sunt rapoartele de search terms pe care tu să le folosești. Ai testat campanii de search terms și din rapoartele din campanii standard. Dacă n-ai cuvinte cheie potrivit exact în campanie, dacă ai cuvinte cheie în exact match, alea o să fie, adică... E posibil să fie și atunci, dacă... Asta vrea să zic, foarte rar sistemul mai afișează și alte căutări, dar, în general, ar fi bine să utilizezi apatența în campanii care nu sunt doar exact match-uri, sunt phrase-uri sau rogue-uri sau probe modifier, dar sunt și în campaniile de sunt. Cum se calculează quality score la campanie? E pe același principiu. Nu știu dacă nici am înțeles în descriere, nu se folosesc cuvinte cheie specifice. Aceleași vor fi tot timpul. Descrierile, liniile de descriere, le faci tu. Ok, dar care nu le poți controla? Înțeleg că articolul se meciuiește. Nu, titlul se meciuiește, dar și în descriere, dacă tu ai niște targetări specifice, adică tu, spre exemplu, ai un grup în care targetarea ta e la nivel de URL-uri care conține iPhone, da. Atunci tu poți să pui în descrierea ta iPhone și atunci o să fie relevant pentru quality score, adică e pe acelea, depinde de la ce nivel te promo și în campanie standard. Dacă tu nu ai o structură foarte bună, atunci nu se poate fi relevant în descrierea ta. Corect? Deci, ca când îl puțin cu ei, cu un punct și de acolo pe fiecare... E același principiu, exact cum ziceam. Deci, trebuie să te gândești la ea ca o campanie de standard, cu niște setări specifice și în care direcționarea se face nu la nivel de cuvinte cheie, ci la nivel de renumite. Și a doua care trebuie să oricum am răspuns, site link-urile care se pot folosi. Site link-urile, sigur, chiar vă recomand să folosiți site link-urile. Și eu care mă bucuram că am doar 10 slide-uri, una cu vă mulțumesc și una asta. O întrebare. Da. Aceste dynamic search ads pot fi implementate, site-ul trebuie să fie optimizat pentru dynamic search ads, adică, de exemplu,
fiecare sublink, fiecare subURL trebuie să fie, nu știu, de exemplu, telefoane.ro slash telefoane, ca să le văd, adică... Trebuie să ai o structură cât mai... Trebuie să ai o structură, gata, făcută, altfel nu merge, nu? Da, trebuie să se opa, da, merge, numai că tu va trebui să identifici și e foarte greu să-ți identifici URL-ul dinamice. Adică, dacă tu îți setezi, nu știu, targetarea să fie la nivel de URL, este foarte greu să setezi la nivel dinamic, pentru că nu ai niciun element static care să identifice bine. Dacă ai telefoane mobile slash ID egal 50, faci ID și 3 telefoane mobile, o să poți să faci telefoane mobile. Dar pe partea asta poți să faci la nivel de title, adică trebuie să fie cumva optimizat SEO, astfel, adică title-ul sau structură de URL, astfel încât să poți să te folosești de targetările alea de care spunem aici. Mai degrabă te-ar ajuta dacă ai asemenea. Da, te ajută. Na. Și ai învățat să este foarte bine să folosești când ai un site, nu știu, de oferă multe produse, servicii. Ce înseamnă multe, ce înseamnă puține? Adică multe înseamnă magazin online sau... Da, multe înseamnă magazin online. Da, bine, multe înseamnă magazin online. Adică dacă ai, de exemplu, 20 de servicii în produse, se pretează sau nu? De conținut. Recomand folosirea dynamic search engine-urilor pentru un site de conținut. Eu ridic întrebarea asta mai mult, na, așa, să fie în sablă, știi, să avem un răspuns și în contextul ăsta. Adică eu am o părere legată de... am un răspuns la întrebarea asta, dar... Întrebarea pentru tine. Ah, vreau sticla de vin, da? Deci, întrebarea mea e așa, dacă consider că ar fi ok să fie folosit și pentru site de conținut. Să zicem că avem o secțiune de site care ar fi un blog, nu știu, un subdomeniu, blog.site.domeniu.ro. Și atunci să faci dynamic search pentru conținutul respectiv din blog. Dacă ai un obiectiv de trafic și de awareness, poți să-l faci. Presupunând că ai, de exemplu, conținut... vânzarea în mai mulți pași. Și vorbești despre probleme de sănătate și după aia vinzi tratamente de naturiste, nu știu, ceva de genul. Deci hai să facem o pagină cu tratamente naturiste și cu vânzare. Dacă n-am obiectiv, am obiectiv de vânzare pe un site de content, eu nu. Ok, bine, am înțeles. Apropo de subdomenii, vreau și eu să întreb. Cum s-ar putea seta o campanie de dynamic search pentru un subdomeniu? Că eu am încercat și din campaign settings nu am reușit. De exemplu, dacă am un shop.site.ro. Nu, am înțeles ce spui. Dar în momentul în care ai setat domeniul, setările astea de care vorbeam aici. Pot să pun... Nu a luat și... Un autotarget URL sau ceva de genul ăsta? Nu, dar nu a luat și subdomeniu, adică nu, dacă pagina din subdomeniu erau indexate în momentul în care ai declarat domeniu aici. Aici. Nu a luat și subdomeniu? Adică nu s-au afișat anunțuri, nu erau pagini? Nu am lăsat să afișeze, adică n-am mers așa departe. Pentru că n-am vrut decât pe subdomeniu. Păi puteai să faci asta și să excluzi după, la nivel de... Trebuie să mă gândesc la asta. Să excluzi cumva URL-ul. Da, să excluzi cumva domeniul principal, dar afișarea tipată să te păstreze pentru subdomeniu. Trebuie să mă gândesc la asta. Și faci URL blog, nu merge? Poftim? URL subdomeniu, nu merge? URL... Subdomeniu. Să afișeze doar pentru blog? Da, să zicem că ai un blog subdomeniu. Păi da, dar asta înseamnă că toate
URL-urile să fi fost cu blog.domeniu.... Nu, să mi se aduceze doar pentru imurl blog. Da, dacă poți, dacă ai blog... Dacă ai imurl blog... Poți să setezi, dar asta înseamnă să nu mai ai alte URL-uri în site care să conțină cuvântul respectiv. Corect? Adică dacă... Avem domeniu mare, da, ok. Da. Adică asta e un exemplu, blog. Care e blogul, dar dacă tu ai un subdomeniu, gen telefoane.site.ro și după aceea ai telefoane minus, nu știu care, telefoane, da, da. Adică așa, va trebui să mai faci câteva excluderi. Mulțumesc. Mai erau și niște întrebări aici? Sunt. Un ascultător care mi-a răspuns singură. Keyword insertion. Bănuiesc că da. Da. Keyword insertion, de fapt, nu keyword insertion. Keyword insertion, dacă vrei, la nivel de descriere, pe care poți să o controlezi, la nivel de URL de afișare. Keyword insertion, la nivel de title, nu se poate, pentru că title-ul e generat de sistem automat. Și cum e generat acest titlu? Adică, dacă iau un titlu imens pe un site? Da, titlul e generat pe baza cuvântului cheie căutat de utilizator și pe baza title-ului din title-ului paginii respective, ca pe care el o consideră relevantă pentru căutarea utilizatorului. Deci face un match între căutare, astfel că să fie relevant și ceva cu utilizatorului ceva aproape de ce a căutat el. Și le meciuiește ca pentru că nu sunt niște operații. Nu, da, operații. Nu. Adică dacă e de prețul dinamic, din titlul dinamic, să zici prețul produs dinamic, știi? Adică mai avea șansa să afișezi prețul în primele seara, de exemplu. Dar asta e tare din acolo, mai ai nici două. Dar ar putea să așa. Înainte că nu era ad customizer și nu era... funcționa varianta asta. Adică foloseam varianta asta pentru a afișa prețul. Da, prețul din titlu și prețul era generat automat în titlu de către site. Înțelegi cum? Eu am înțeles. Gata? Pe mine m-a frământat altceva. Bugetul. La prima vedere mi se pare că este un mare consum, un devorator de buget, comparativ cu o campanie de search. Adică, ideea era cărui site-ul se pretează asta, până asta nu mai aveți o buget foarte mare. Nu neapărat site-ul cu buget foarte mare. Pentru că, exact cum spuneam, depinde ce vei. Dacă tu îți limitezi campania asta să se afișeze doar pentru o anumită nișă de produse, gândește-te că nu se consume un buget foarte mare. Nu? Adică nu trebuie neapărat dacă tu vrei să faci campanie pentru tot site-ul, trebuie, și dacă ai un site mare, trebuie oricum un buget mare, orice campanie. Și campania de search, dacă mă utilizezi de consumi de euro fără nimic. Neapărat cu faptul că tu poți să afișezi pentru foarte multe căutări, da, dacă tu alegi asta, înseamnă un vorba. Se poate seta un ESA la fel de, nu știu, la fel de fin, la fel de bine ca o campanie de search. Nu, numai fără folosind căutarea pe normal, dacă îl urmești cu vindeamnele, cu... Da. La fel, cu consumul bugetului imediat. Da, dacă lucrezi foarte mult pe o campanie de DSA, poți să rămâi relevant, dar în același timp, și să fie, să o păstrezi automat, să lege să faci, dar în același timp, ai cu controlul asupra ei. Exact cum ziceam, poți să faci la nivel de direcționar, să alegi tu de la început ce faci din site-ul tău, va putea sistemul să aleagă din ele ca să afișeze anunțul pentru utilizator, după poți să lucrezi la nivel de exclude. Să excluzi, spre exemplu, URL-uri pe care eu am întâlnit cu situația în care... M-am întâlnit cu situații în care creasem landing page-uri pentru anumite campanii cu o durată de viață limitată și care rămăseseră în indexul Google. Sistemul la fel, n-a vedea să știe el că e o campanie pe care am avut eu în aprilie 2013. Și atunci, dacă nu adăugam link-ul respectiv, URL-ul respectiv, dacă nu adăugam la exclude, atunci era posibil ca sistemul să-l considere mie relevantă pagina aia pentru anumite căutări pe care le făceau utilizatorii. Deci exact cum nu trebuie să faci campania asta și să o lași acolo, să zici automat, gata, nu mai fac nimic. Trebuie să lucrezi foarte mult, foarte
să lucrezi cât vrei tu de mult pe ea ca să ajungi la niște performanțe din ce în ce mai bun. Este recomandat să, după ce identificăm cuvintele care convertesc și cu este recomandat să rămână pe DSA sau făcută campanie separată? Sim, clar. Eu nu aș face campanie separată. Deci dacă eu recomand, dacă eu identific cuvinte cheie cu un potențial de conversie ridicat și care convertește și aduc valoarea adăugată, atunci pot să fac din ce în ce mai bine prin text, să testez mai multe ad-uri exact pe cuvintele cheie respective, să bidrez mai mult pe ele, să, adică sunt mult mai multe lucruri pe care le poți face direct la nivel de cuvinte cheie. Adică mi se pare interesantă. Da, exact cum spuneam, da. Exact cum spuneam, poate fi o bază foarte bună de identificare de cuvinte cheie performante pe care să le adaugi după o campanie de search standard și pe care să poți tu să ai control de plin. Mai avem timp pentru ultima întrebare? Spune. Hai, m-a întrebat de conversie. Cu câte observat este mai mică, bănesc, totuși, față de search standard? Depinde de campania de search standard. Depinde, da, dar ai campania de search standard performante din start. E posibil ca DSA-ul să te afișeze și pe multe căutări care să nu convertească. Însă, gândește-te că poate să acoperă un mare șir de long tail-uri și, în general, long tail-urile sunt mai specifice și mai aproape de conversie decât cuvinte cheie generice. Adică un utilizator care o să caute iPhone 5S 16 giga alb, deja e cumva în direcția, da, de cumpărare decât de informare. La informativ, nu fie așa? 70% e la 80% e randament, așa? Dar nu există o rețetă de asta de, sau să spui. Depinde foarte mult de site, de domeniul de activitate, de concurența ta, de cât de bine este stată această campanie. Nu poți să spui, nu știu, dacă faci acum campanie de DSA, nu contează ce site ai, ce concurență ai, o să crească rata de conversie cu 200%. Variază mult de la caz la caz. Da, ca în orice campanie, ca în orice mijloc de promovare, adică sunt mai mulți factori care influențează rata de conversie. Ok, pentru restul întrebărilor vă încurajez să încercați să o abordați pe Diana la final. De aceea e invitată mâna, că vine la port. Așa. Până